În momentul de față, cine se ocupă de administrarea cimitirului municipal? Nimeni. E un vid de autoritate sau? Așa este, un vid de autoritate de 30 de ani. În momentul de față, până acum știm cum a fost. Da, nu am preluat administrarea oficială a cimitirului. Vom avea regulamentul în Consiliul Local, cred că septembrie, după ce se termină perioada de dezbatere publică. Și din momentul în care avem un regulament, vom prelua treptat aceste cimitire în administrare. Pentru că nu putem să le preluăm pe toate odată. S-a Asta, făcut o inventariere, s-a toate finalizat cimitirile, inventariere. inventarierea cimitirilor sau a locurilor de Locurile veci. de veci din cimitir. Suntem pe un parcurs acum, probabil mai mult de jumătate este inventariat. Vă întreb Am pentru. anticipat un pic chestiunea ca să nu stăm Vă degeaba. întreb pentru că în ultimele zile Da? sunt tot mai numeroase anunțurile de vânzări locuri de veci. Probabil și în contextul în care se discută despre regulament, urmează să fie aprobat, se schimbă regulile privind modul de administrare și aș vrea să știu care este punctul de vedere al administrației locale privind această chestiune. Pentru că unii vând ceea ce nu au practic, iar Corect. alții cumpără Când ar și. trebui să cumpere? Care este punctul de vedere al Punctul meu de administrației vedere locale? este în felul următor. Astăzi, dacă cineva vrea să cumpere un loc de veci, nu are motiv să o facă. Pentru că el efectiv nu poate cumpăra un loc de veci pentru că cel care vinde nu este proprietar, în primul rând. Iar noi, pentru cimitirul nou, care probabil voi da, eu știu, luni, mâine, cred că dau ordine de începere a lucrărilor sau miercuri, acolo vom face atribuiri în baza certificatului de deces. Iar la cimitirul vechi primește, să zicem, acte pe locul de veci, familia celui care este înmormântat acolo, nu care va fi înmormântat. Adică n-ai ce să cumperi la viitor. Dacă cineva este înmormântat acolo, familia lui primește documente. Dar trebuie să fie înmormântat. Astăzi, dacă cumperi de acolo, între ghilimele, un loc de veci cu gândul că vei înmormânta pe cineva, pe noi nu ne interesează la primărie tranzacția asta pentru că nu există în acte oficiale, ci efectiv noi vom merge acolo să vedem cine este. Și dacă decedatul se numește într-un fel și familia lui vrea locul de veci acolo, noi vom da documente. Ăla va fi momentul zero de plecare. Am înțeles. Eu insist cu câteva întrebări ca să clarific Insistați. aici. Sunt și amenajări făcute unde nu sunt ocupate, cabouri și alte amenajări făcute în Dacă nu cimitir. există nimeni înmormântat acolo, atunci este terenul primăriei. Și ce se va întâmpla cu construcțiile care au fost făcute de Sunt acolo? făcute fără acordul primăriei. Dar este undeva scris, afișat, în momentul de față, nu aveți voie să faceți genul ăsta de amenajări? Nu cred că este, dar niciodată n-a fost. Dar ele se fac și astăzi. Se lucrează, Vă se dați lucrează de seama, amenajări. n-am. Eu am văzut și eu oameni care sunt în cimitir, mă gândesc că fac amenajări acolo unde sunt oameni înmormântați. Mă gândeam că cineva și își repară mormântul sau îl îmbunătățește sau îl amenajează. Nu știu să fie locuri libere în cimitir. Eu știu că nu am mai avem locuri libere în cimitir, dar repet, noi nu putem să dăm documente doar pentru faptul că, domnule, am pus eu acolo niște granit și trebuie să fie terenul meu. Pare absurd, dacă mă întrebați pe mine. Noi dăm documente doar dacă cineva prezintă un certificat de deces, să zicem, un document din partea parohiei de acolo care a spus, da, domnule, am oficiat o mormântare în anul cu tare și este omul acolo înmormântat. Noi doar așa putem să discutăm. Am înțeles. A doua întrebare privitor, Eu tot. recomand tuturor celor care se gândesc că vor avea nevoie de un loc de veci să mai aștepte 7 luni de zile pentru că vom avea locuri de veci disponibile și nu o să trebuiască să plătească bani în plus acum. Am înțeles. Ce se va întâmpla sau cum va acționa administrația locală acolo unde o familie deține mai multe locuri de veci. Pentru că și în varianta a doua, care este supusă dezbaterii publice, a proiectului de regulament, este specificat că un singur loc de veci pentru o familie. Sunt situații în care, în special în
în cimitirele din suburbii, în care familiile au mai multe locuri de veci, unde este îngropat, nu știu, sunt bunicii, părinții, frați, surori și așa mai departe. Și Sancte sunt familie. despărțite de familie, în mod evident. Sancte familia. Sancte familie, da. Eu vă răspund în felul următor. Dacă, să zicem, o familie are trei locuri de veci, da? Bineînțeles, fiind cu oameni înmormântați acolo, li se dau documente în primă fază tuturor. Trei locuri. Deci nu mai este vorba de un singur loc de veci, vor fi mai Am multe. spus că pentru cele noi se dă pe familie un loc de veci pentru familie și acolo se folosește. Dacă din familie, Doamne ferește, au patru decese în 3 ani, da, și vă dați seama că acolo nu mai poți să poți decât doi și vine al treilea deces, îi mai dai un loc. Mai vine un deces, Doamne ferește, îi mai dai un loc. Ce se întâmplă, iarăși zic, dacă ai un accident într-o mașină cu 5 locuri, ce faci? Doamne, nu-ți dau decât un loc, îi pui toți 5 acolo. Nu, dai 3 locuri în așa fel încât oamenii să fie înmormântați cum trebuie. Dar dacă ai 3 locuri sau 4 locuri, este și varianta inversă. După ani de zile, după 7 ani de zile, dacă din alea 3 locuri se eliberează unul, da, și tu se eliberează 2 locuri, păi atunci unul, ai un deces în familie, îl ocupi, celălalt devine disponibil pentru primărie. Adică el se întoarce Eu la insist ca să proprietar. clarificăm, pentru ceea ce susțineți dumneavoastră este oarecum puțin diferit față de varianta regulamentului. Poate am înțeles eu greșit, dar o să ne Dau uităm. același exemplu care l-am dat și în ședința când a fost supus aprobării. Vă rog. La mine, în familie, părinții au în îngrijire un loc de veci al bunicilor, un loc de veci al surorii mele. Ok. Păi sunt trei familii. Familia surorii, familia bunicilor și familia părinților noastre. Familiile respective, așa cum le vedem La dumneavoastră, gradul ele 4. nu mai există, ele sunt locurile de veci în îngrijirea familiei Da, care, vă rog, nu continuați știu, cu întrebarea sau cu în explicația. situația asta, cu siguranță sunt mai multe familii. Cum veți aplica regulamentul după ce va fi aprobat? Repet, din perspectiva articolului care spune că o familie va beneficia de un singur loc de veci. O familie, în momentul în care face o cerere, de la am nevoie de o cerere, îți dau un loc de veci. Justificat cu documente. Dacă tu vii și spui, domnule, nu, eu vreau 3 locuri de veci ca să le am eu, răspunsul este doar unul. Cei Deocamdată care îți au în dăm îngrijire unul, trebuie să facă cerere sau nu trebuie să cei facă? nu trebuie să facă cerere, că vor primi automat. Asta vreau să zic. Noi avem un moment zero în care oamenii sunt înmormântați. Exact. Aia că va primi un loc de familie pentru cele care se dau noi. Asta încerc să zic. Deci Aici este prevederile diferența. reformei nu se aplică pentru cei care au locuri de Clar, veci în pentru că trecut, acolo, nu. dacă sunt 10 locuri de familie, locuri de veci într-o familie, 10 documente să se dau. Nu mai există varianta în care, domne, știi cum e, dar ce să facem? Să-i Ar trebui mutăm? să faceți precizarea asta Corect. în regulament, pentru că Corect. nu Corect. este distinctă precizarea. Adică de spus că regula cu unul pe familie se aplică pentru cele noi. Dar, repet, dacă o familie vine și zice, domnule, Doamne ferește, să nu pățească nimeni așa ceva, am nevoie de trei Asta locuri e reglementarea pentru că s-a întâmplat pentru ceva, viitorul ăsta. trei locuri să se Încă o dau. întrebare aici. Aveți în vedere să dați bisericilor din suburbii terenurile unde sunt amplasate cimitirile? Nu exclud posibilitatea de a da în administrare bisericilor aceste cimitire din suburbii, dar am spus că decizia se va lua după ce începem să funcționăm în cimitirul municipal din Pașcani, central. Pentru că noi astăzi discutăm de un regulament, discutăm de un regulament care este doar la dezbatere publică, nu este aprobat și nu este implementat. Eu mă aștept sincer să avem multe surprize după ce îl implementăm, să trebuiască să-l îmbunătățim. Așa cum nu știm noi exact ce se întâmplă în a aplica acest regulament, cu siguranță și preoții din suburbii, nici ei nu pot să anticipeze orice fel de situație. Mai mult decât atâta, o să trebuiască să stabilim niște tarife. Tarife de folosință și tarife de administrare, care vor fi niște tarife modice, dar legea așa prevede. Adică, nu știu, probabil câțiva zeci de lei pe an pentru curățenie, iluminat, pază și ce mai este acolo. Toate aceste lucruri,
le vom descoperi mai bine în momentul în care implementăm. Dar noi, în momentul în care implementăm la cimitirul central din Pașcani și funcționăm și la cimitirul nou, criză nu avem. Și atunci, împreună cu preoții de la parohiile din suburbii, vom avea o discuție cu mai multe elemente pe masă și vom lua o hotărâre împreună. De aceea spun, nu exclud această posibilitate. Pentru că și pentru noi, ca primărie, trebuie să vedem. Avem oameni, nu avem oameni, putem să gestionăm, nu putem să gestionăm, ar fi mai ușor să dăm în administrare lor, poate da, poate nu mai vor ei. Și atunci, decizia asta, din punctul meu de vedere, o vom face împreună, cred că la anul. Insist, n-ar fi mai bine ca această discuție să fie înainte de aprobarea regulamentului, Am atent avut-o deja. ca preoții Da. și predarea cimitirilor din suburbii, pentru că se va încerca probabil implementarea regulamentului în cimitirile unde nu este clarificată situația proprietății terenurilor, pentru că Corect. sunt biserici unde au terenuri donate de către oameni. Acei oameni vor fi puși la plată, nu doar pentru cheltuieli de întreținere, dar și pentru chirie. Nu poți să ai mormânt pe proprietate privată. Trebuie să fie domeniu public. Deci dacă... De E asta adevărat, zic. dar sunt terenuri donate de oameni. Corect, trebuie să vedem. Terenurile sunt în proprietatea noastră, le avem în inventar. De asta spun, sunt foarte multe elemente care trebuie puse la punct. Iar eu am învățat și eu în 3 ani de zile că mai bine sunt reținut în a declara ceva acum, atâta timp cât nu am toate informațiile pe masă. Și eu sunt convins că vom avea la anul, când vom implementa acest regulament, elemente noi pe care nu am putut să le anticipăm, elemente care vor duce să ne perfecționăm pe regulament, să ne perfecționăm pe metode de atribuire, adică este o muncă, este o muncă. E foarte greu să încep ceva. Deci la Înțeleg. Pașcani n-am avut niciodată, poate au fost pe vremea lui Igo, da, RHCL-ul, când administrau ei cimitirul și acolo mai era un pic de ordine cât de cât, dar după aia n-am avut nimic. Ei, acum să vii și să faci ordine în haos, credeți-mă, e mai greu decât să începi de la zero cu un cimitir nou în care ai 900 de locuri libere, vine cetățeanul, i-ai dat locul, i-ai făcut documentația și treaba este simplă. Mă aștept și la cimitirul central aici să vedem terenurile, dacă le avem toate noi, dacă nu sunt a cui sunt, dacă vor să facă donații, dacă nu vor să facă donații, cine știe ce situații litigioase vom avea, ei de muncă. Ei de muncă și de asta spun, să fac acum o promisiune, e prea devreme.